Într-un orășel de munte, proprietarul unei cabane hotărăște să planteze gazon în jurul ei. Cabana ocupă o suprafață în formă de pătrat cu latura de 6 metri. Proprietarul are la dispoziție un buget ce îi permite achiziționarea de gazon pentru 45 de metri pătrați și vrea să planteze gazonul astfel încât pe toate laturile să fie aceeași lățime. În aceste condiții, care va fi lățimea maximă pe care o poate avea suprafața plantată cu gazon? Haideți să aflăm cum ne pot ajuta ecuațiile de forma AX pătrat plus BX plus C egal cu 0 în astfel de situații. Știm de la început că lungimea laturii cabanei este de 6 metri. După cum se poate observa în figură, în jurul cabanei s-au format 4 pătrate cu latura de lungime X și 4 dreptunghiuri cu dimensiunile de 6 metri, respectiv X metri. Aria suprafeței plantate cu gazon se calculează prin însumarea ariilor celor 4 pătrate și a celor 4 dreptunghiuri. 4 ori x pătrat plus 4 ori 6 ori x egal 4 ori x pătrat plus 24 ori x. Dacă rezolvăm ecuația 4 ori x pătrat plus 24 ori x egal cu 45, unde 45 reprezintă aria suprafeței ce va fi plantată cu gazon, vom afla lățimea maximă a porțiunii plantate cu gazon. Ecuația se scrie în formă echivalentă astfel. 4x pătrat plus 24x egal 45, echivalent cu 4x pătrat plus 24x minus 45 egal 0. În general, o ecuație de forma ax pătrat plus bx plus c egal 0, unde coeficienții a, B, C sunt numere reale și A diferit de 0 are soluții reale date de formulele x1 egal minus b plus radical din delta supra 2a și x2 egal minus b minus radical din delta supra 2a, formule în care expresia delta egal cu b pătrat minus 4 ori a ori c se numește discriminantul ecuației și este un număr real nenegativ. În cazul delta mai mare decât 0, ecuația are două soluții reale diferite, x1 diferit de x2. În cazul delta egal cu 0, ecuația are două soluții reale egale, x1 egal cu x2 egal minus b supra 2a. În cazul delta mai mic decât 0, ecuația nu are soluții reale, adică x1 și x2 nu aparțin mulțimii numerelor reale. În concluzie, ecuațiile de forma ax pătrat plus bx plus c egal 0 cu coeficienții a, b, c, numere reale și a diferit de 0 au soluții reale dacă delta este mai mare sau egal cu 0. Să rezolvăm ecuația 4x pătrat plus 24x egal 45. Coeficienții ecuației sunt a egal cu 4. B egal 24, C egal minus 45. Calculăm discriminantul ecuației înlocuind în formula delta egal B pătrat minus 4 ori A ori C coeficienții A, B, C și obținem delta egal 24 la pătrat minus 4 ori 4 ori minus 45 egal 576 plus 720 egal 1296. Discriminantul ecuației este pozitiv, deci există două soluții reale diferite care se calculează folosind formulele x1 egal minus b plus radical din delta supra 2a și x2 egal minus b minus radical din delta supra 2a. În final, obținem x1 egal minus 24 plus radical din 1296 supra 2 ori 4 egal 1,5. X2 egal minus 24 minus radical din 1296 supra 2 ori 4 egal minus 7,5. Lungimea unui segment este un număr pozitiv, deci vom alege dintre cele două soluții doar numărul 1,5. Am obținut astfel lățimea maximă a suprafeței cu gazon, care este egală cu 1,5 metri. Iată cum ecuațiile de forma ax pătrat plus bx plus c egal 0, unde a, b, c sunt numere reale și a diferit de 0, ne pot ajuta în situații concrete. Nu uita că te așteptăm și cu alte subiecte din matematică.